Bine ați revenit la Mobilistima Bucuro, acest este Mobicast 199, ultimul pe acest an, Mobicastul retrospectiv, podcast și videocast. E bine, am făcut o scurtă listă cu ce s-a mai întâmplat în acest an, ce ni s-a părut interesant în domeniul tech și nu numai, avem și niște predicții pentru 2018, răspundem la întrebări și hai să trecem direct la treabă. În primul rând, am renunțat la fundalul roșu, la măsuța roșie, am început să facem intro-uri cu fața mea, al Alex și mai nou filmăm în 4K, deci eu zic că am evoluat bine și oară în 2017. Am fost primii, știți câte știu eu, care au testat iPhone 10 plus multe alte noutăți, o grămadă de jocuri, unboxing-uri, parcă mai multe telefoane din China ca niciodată și evident am avut și concursuri pentru voi. Am filmat și un mobicast sau două pe afară, am făcut pentru prima oară un livecast și un live de la lansarea lui Note 8 la nivel local. Cât despre știrile interesante ale anului, evident este ineditul lansării lui iPhone X cu Face ID și True Depth, trecerea la OLED, apoi scandalul cu citirea iPhone-urilor, cam asta în zona Apple, iPhone 8 și iPhone 8 Plus nu au impresionat în mod deosebit, nu s-au vândut cine știe ce, iPhone 10 s-a vândut un pic mai bine decât ele și, per total, pare să fie un telefon polarizant parcă mai mult decât oricând. Alte lucruri interesante, creșterea Bitcoin a fost o creștere exponențială în acest an, a crescut și Ethereum nu la fel de mult ca Bitcoin totuși, acum pe final de an a început să mai pice, iar acest cryptocurrency se îndreaptă poate spre standardizare, cred că până în 2020 o să pună cineva piciorul în prag și o să aflăm care este poziția băncilor, dacă este loc de a adopta Bitcoin oficial și așa mai departe. Tot pe final de an a venit o știre interesantă și controversată și bulversantă, s-a tăiat net neutrality în SUA, a fost tăiată legea care reglementa net neutrality practic, operatorii de internet pot să facă abuz, să scadă conexiunea la cine vor ei, la ce servicii ci vor ei, să baneze un site al unui ziar, dacă vor, dacă le încurcă interesele, cam asta este neutralitatea în SUA. Uh, alții spun că este de bine pentru că va stimula concurența între operatori. 2017 a fost anul în care Nokia a revenit, a lansat la început de an telefonul Nokia 6, care s-a vândut ca pâinea caldă în China, a ajuns apoi și la nivel global. Am mai venit Nokia 3, Nokia 5, flagship-ul Nokia 8, foarte multe scăpări pentru Nokia 9, care vine la anul. Evident, Nokia 3310, cel nou, care pe mine nu m-a convins foarte mult, dar cumva tinerii l-au cumpărat ca gimmick, ca device retro, vintage. Ați observat probabil că serialele acum bat monedă pe anii 80, anii 90, deci, na, s-a întors lumea la acel trend. Deci, revenirea Nokia. Apoi Tesla a lansat în sfârșit Model 3. E dreptul l-au anunțat acum un în aprilie și abia acum au început livrările în această vară, au ieșit primele unități din fabrică, primii clienți, evident, angajați Tesla și au primit mașinile și Tesla a început să amenajeze tot mai multe fabrici, linii de producție, parteneri pentru baterii, încercând să atingă ținta aceea de ceva de gen 500.000 de modele pe an până în 2020. Apoi Apple și Qualcomm s-au duelat tot anul. La început erau și cane mici gen nu faceți mod de sau nu ar exista iPhone fără noi, zicea Qualcomm. Apoi lucrurile fost au făcut serioase, au început să fie procese și pe final de an a apărut ideea prelorii Qualcomm de către Broadcom, nu le-a convenit prețul, au schimbat bordul de director și încă nu e clară tranzacția. Uh, nu ne neapărat din zona tech, dar un fenomen foarte important a fost acela cu Me Too. știți scandalul care a devastat tot Hollywood-ul. În uh, culise se cam știa care-i treaba cu hărțuirea sexuală la Hollywood, cu discriminarea cu actrițele care lor se făceau propuneri de către regizori, dar s-a spart bula cumva și a ieșit la iveală faptul că Harvey Weinstein, Kevin Spacey, mai nou Dustin Hoffman și mulți alții și-au abuzat de poziția și puterea lor pentru a agăța și ataca femei, bărbați, actorii și uneori chiar minori, ceea ce nu este deloc ok. Și odată cu mitul se schimbă total peisajul divertismentului, poate să fie o industrie mai curată. Și Uber a avut parte de scandaluri, au avut ceva scandal cu discriminare și au pierdut uh, liderii, au schimbat CEO-ul, din câte știu. Au avut probleme în România și în UK, cele din România sunt recente, cu Gabriela Firea care vrea să ne zică Uber, Taxify, Clever Taxi și altele. În UK a fost banat acum vreo lună sau două, în Londra, special, deci nu a fost un an chiar bun pentru Uber. Pe de altă parte au început să se pregătească de mașini zburătoare și de mașini autonome tot mai mult. Hitul anului în toate gadgeturile, sau să zic așa, hituri neașteptate la noi, dacă mă întrebați în ianuarie care va fi telefonul sau device sau tableta hit, n-aș fi zis niciodată Nintendo. E bine, da, Nintendo Switch a vândut 10 milioane de unități în 9 luni. Nu o să vi se pară mult în condițiile în care o companie ca Samsung sau Apple vinde, eu știu, 50 de milioane pe trimestru, dar acelea sunt telefoane. Aici vorbim de o consolă de jocuri cu preț măricel, este o consolă desktop și portabil în același timp, iar Nintendo Switch este clar un hit. A vândut la fel de multe unități precum PS4 la debut și și asta era după o perioadă în care nimeni nu mai avea încredere în Nintendo, care nu prea mai lansa 50 jocuri, Wii U a fost un eșec, iar Switch este o revenire. La capitolul personaje negative am avut atacurile și hackurile WannaCry, marile hack HBO, știți, au scăpat episoadele Game of Thrones mai devreme, unii zic că le au scăpat chiar ei, în fine, au scăpat și cam asta ar fi la capitolul malware, plus tot felul de sparge de parole, ca de obicei Yahoo prin plan negativ. Apple a cumpărat Shazam, Google a cumpărat o bucată solidă de HTC, cea care se ocupa de telefoanele Pixel, apoi tot mai multe difuzoare smart și tot mai multe proiecte pe bază de AI, Huawei a avut acel procesor Kirin 970 cu MPU, apoi și procesorul Apple la 11 Bionic, mi se zice foarte mult pe AI, foarte multe lansări sau promisiuni de lansare de difuzoare și un mic fail pe partea celor de la Apple care nu au reușit să livreze la timp Apple HomePod, ar fi bine să fie groundbreaking la anul, gurile le răspund să aibă și mai multe ai și un Siri și mai bun de ce ar fi fost amânat. Evident, am avut și un nou Xbox, Xbox One X și PlayStation VR. PlayStation VR a sus chiar în ianuarie în acest an. L-am testat și mi-a făcut greață, nu greață la modul că nu-mi place, greață la modul efectiv că mintea se mișcă, corpul stă pe loc, nu e ca la HTC Vive când chiar te miști tu cu corpul. Despre Xbox One X după să mă pronunț, m-am jucat pe el, dar ceva îmi spune că indată ce o să apară PS5 o să fie mai puternic PS5 decât Xbox One X. Măcar oferă gaming real 4K, deși vreau să văd niște jocuri 4K și după aia vorbim. Cam asta ar fi mare lansarea anului, sper că n-am ratat ceva, observați că nu vreau maxat pe cele Android, le cam știe lumea, Galaxy S8, Galaxy Note 8, HTC-urile cu spate lucios, margini care se strâng, Pixel 2 pe primul loc în DxOMark, problemele cu ecranul pentru Pixel 2, apoi iPhone 10 cu al sau Face ID care confundă Gemini și așa mai departe. Ok, mai am un top interesant pentru voi, am făcut eu aici o selecție rapidă și am vrut să vă arăt care sunt cele mai populare clipuri pe YouTube pe mobilissimo.ro. Hai să vedem. Pe primul loc pe YouTube în acest an Samsung Galaxy S8 unboxing. 97.000 de views, vă mulțumim! Știu că l-am avut destul de devreme la review, se reflectă asta și apoi imediat pe locul 2, Galaxy S8 review, 54.000 de views. Uh, S8 a ieșit de altfel telefonul anului, în toate preferințele, în mai toate preferințele, la redactori, la public, toate site-urile mari, toată lumea, este cam clar, S8 ar fi regele acestui an. Se reflectă asta în unboxing și review. În mod inedit, pe YouTube la Mobilissimo, pe locul 3 este farsă de 1 aprilie 2017, se pare că v-a plăcut, 43.686 de views, destul de mult. Pe locul 4, Huawei P10 Lite Unboxing, 40.000 de views, pe locul 5, Huawei P10 Lite vs Huawei P9 la 2017, a fost o idee originală, a apărut în luna mai acestui an, dacă nu mă înșel, am vrut să comparăm aceste două telefoane pentru că a fost foarte greu să ne hotărăm pe care să-l cumpărăm unul sau altul. Apoi, imediat după, Huawei P10 Lite Review cu 36.000 de views și apoi Galaxy A5 2017 Review cu 36.588 de views. Galaxy Note 8 unboxing, este și el în top, apoi Galaxy J5 2017 unboxing și cea mai mare surpriză într acest, să zic, top 20 ar fi plasarea lui Cubot Rainbow 2. Probabil să veni lumea din afară să vadă unboxing-ul ăsta, altfel nu-mi explic. Evident, unboxing-ul lui iPhone 10, sincer, mă așteptam să fiu un pic mai sus, pentru că am fost primii din România care i-au făcut unboxing și review imediat. Cam asta ar fi topurile, găsiți o listă mai amplă în articolul dedicat acestei retrospective și acum trecem la întrebări. Din nou mă bucur că ați reacționat pe forum unde Andrei Lotbrock îmi spune că vrea să știe dacă merită Huawei p 9 3 gb dar am 32 gb pentru 2018. L-a găsit la 700 de ron și cu garanție. O, oh, sună foarte bine. Go ahead. O să-ți placă efectul bokeh, o să-ți placă culorile prinse de cameră. E drept, nu prinde foarte multe detalii pe lângă telefonul de ziua de azi, dar la 700 de ron e super ok un Huawei p 9 La urmă mai este, el este de OG când vine vorba de optică Leica. Cosmin for the win mă întreabă tot pe forum dacă aș avea un buget de 1100 -1200 de lei, ce telefon și alege între Huawei P9 Lite, pe 10 Lite cu 4GB de RAM și 64GB de memorie sau LG Q6. Vrei baterie? Și să nu se încingă. Este foarte simplu. Îți iei un Huawei P9 Lite 2017 și îți rămân și bani să-ți iei un iPad mini mai vechi mi se pare o super achiziție. În ideea că Huawei pe 9 2017 cred că oferă în jur de 14 ore de baterie la playback video, dacă nu mă înșală memoria și asta mi se pare genial, o baterie ca asta săr de sezonul de Netflix și să rămâne baterie. Asta a fi recomandarea mea. Trecem la YouTube, unde foarte multă lume ne-a zis Crăciun fericit la mulți ani, în anul fericit toate cele bune. Asta vă urăm și voi, vă înzecit. Florian Antonio, Salut Alex, să vă fericit de ce telefon recomand pentru jocuri, playback, video, baterie și care să mai reziste cel puțin 2 ani, nu contează cât costă, mulțumesc, trăiască mobilissimo! Păi, îți zic instant, Razer Phone, OnePlus 5T, Xiaomi Mi Mix 2, în principiu ia-ți orice are procesorul Snapdragon cel mai nou, orice are o căruță de RAM, orice are baterie mare, îți ia nu n-ai regrete. În continuare, zic Razer Phone 1 Tex, am Plus 5 Tech Xiaomi Mix -mi 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 2 și nu vei regreta. Asta răgum vrei să mai știți puțin să apară telefoanele cu Snapdragon 845. Florin Crysix Sărbători fericite, ce părere despre Galaxy A7 2017 la început de 2018, ce telefon îmi poți recomanda într-un buget între 1500-2000 de lei. Mersi anticipat. Păi, dacă vrei camera duală, ți-aș spune un Zenfone 4, uh, poți să-ți și Galaxy A7 2017, deși nu l-am testat, pentru că n-a ajuns oficial în România. Mă gândesc că poți să-ți iei lejer un Galaxy A7 sau un Galaxy A7 Edge, pentru că o să-ți placă mult camera și bateria, mai ales la Edge o să-ți placă foarte mult bateria, cam asta ar fi recomandările mele. Eventual un HTC 10, te încadra în buget sau poate găsești un Sony Xperia care a scăzut prețul foarte mult, mai greu să un Xperia XZ Premium sau XZ1, deși mai greu la sumele astea. Uh, poate la mâna a doua, Barosica Leo, pe 10 Lite sau A5 2017 performanță. Tind să cred că A5 2017 are un procesor mai bun decât Huawei pe 10 Lite, aș merge pe mâna sa. Și este mai future proof. Pe de altă parte să vedem cine primește Oreo primul. Dar Red Boy are două întrebări. Crezi că seria J2018 de la Samsung va aborda ecranele 18 pe 9 foarte posibil, de vreme ce telefoanele Galaxy A arată atât de bine în seria 8 nu văd de ce și Galaxy J nu ar bine. Deja în 2017 au superbine super bine telefoanele. Pasul logic este să fie și mai sexy, să aibă acel aspect modern. În principiu, dacă și modelele Allview, acelea Infinity, mă refer la cele mai ieftine, L, 18 pe 9 deci n-ar avea și serie Galaxy J. Văd că îmi cere același băiat review la Minecraft pe Android și mă vă sărbători fericite și multă sănătate, ceea ce surăm și noi ție. Geno Jaid mă întreabă uh, Alex, ce zici să-mi iau Galaxy 7 Edge sau să aștept pentru A8 Păi, dacă mai e puțină răbdare, în ianuarie se lansează în România A8 și A8+. Dacă mai aștepți vreo 2-3 săptămâni, facem și review sau măcar să dăm primele impresii și o să spunem. Eu zic în principiu să profiți de finalul de an sau de lichidările de stoc din ianuarie când sunt prețurile mici și dacă prinzi Galaxy 7 aici la orice sumă sub 2000 de lei, sub 1900 de lei, poate sub 1800 de lei, e imediat în ideea care super cameră. Eu am ținut minte două lucruri despre Galaxy 7 aici. Filmează bine la concerte și are super baterie. Și asta e tot ce trebuie să știi. Alin Javorescu. Bună ziua, mobilisimă, ce telefon să comand? Care are o de succes, dar va fi foarte bună. Uh, gigabytes. Același lucru trebuie să fie îngrijit și protejat de ecran. Aveți o soluție să spuneți. Apropo, vă pricepeți minunat cu succes. Sper să la 1000 de subscriberi. Vă susține să mai postați. Uf, uh, o grămadă de informații de procesat. La 1000 de subscribe ar trebui să primim butonul acela de play argintiu. În fine, uh, hai să mai vedem o dată ce vrea Alin Javorescu. O baterie de succes, dar va fi foarte bună GB. Păi am zis mai sus, mă rog, mai sus anterior, Huawei pe 9 la 2017 are o super baterie, Galaxy 7 are super baterie, telefonul Xiaomi Redmi o super baterie, Xiaomi Redmi, Redmi Note 4X, Xiaomi Redmi 4X, Xiaomi Mi A1 au o baterie destul de bună, nu pot să zic că m-au la acest capitol. În rest, pot să zic că Samsung Galaxy A3 2017 are o giga, mega, super baterie neașteptată. Moto Z Play stă foarte bine la baterie, chiar excepțional la nivel de battery phone, cam asta ar fi. Iați Moto Z Play sau ce am zis mai devreme. Alin XL. O întrebare, se merită să-mi vând Galaxy A5 2016 sau să mai, și să mai pun diferența să-mi iau Galaxy G7 2017, adică ecran, culori, sonorizare și dacă pe el pot vedea 1080p 60fps? Uh, nu știu sigur dacă e vreun telefon pe care să vezi 1080 p 60 FPS. Hmm, bună întrebare asta. În fine, J7 2017. Noi am testat J5 2017 și ne-a impresionat plăcut. În principiu, telefonul care este J într-un an corespunde cu Audi din anul trecut ca performanță, cam asta este ideea. Practic, J7 2017 se bate cu un A7 2016. Eu zic că da, poți să-l lejer, doar că cine știe ce de Galaxy J apare la anul, așa că eu zic să mai aștept puțin, puțin de tot măcar. Treaba aceea cu 1080p la 60 FPS, dacă aveți voi răspuns, puteți să-i dați, am văzut că unii dintre voi mai postează răspunsuri. Luciana Marandei, care posta foarte des în la noi, dar a dispărut o perioadă, are o întrebare urgentă, ce telefon să cumpăr la 1800 de lei, vreau să aibă camera bună ziua și noaptea, pe partea video, procesor capabil, baterie durabilă și mi-aș dori să răspuns cât mai repede repede, iar o să zic Galaxy S7 Edge, Galaxy S7, poți să iei și un motor la Moto Z2 Play sau la Moto Z Play dacă ești adeptul modulelor, cam asta ar fi recomandările mele, eventual o ție un Zenfone 3 pentru care baterie bună și îți rămâi niște bănuți, sau iar o să zic pe 9 no Lite 2017, poți să iei două la banii ăștia, poate chiar trei, Cristian Ciribașa, merită iPhone 6 Plus în 2018, dar 6 S. 6 Plus în niciun caz, deja bătrâior, 6 S da, m-am întâlnit recent cu cineva care are iPhone 6 S, mi-am pus iPhone 7 lângă el, ne-am uitat amândoi la fotografii, ce să vezi, nu diferă foarte mult. Și având în vedere că iPhone 7 și iPhone 8 fac fotografii cam la fel, iPhone 6 și iPhone 8 nu e mare diferență la poze. Și mi-am că 6 S, iPhone 6 S are o baterie foarte bună și un ecran foarte, foarte luminos. Ultima întrebare, din 2017, Mădălin99, salut, vă mai deveni Spotify valabil în România dacă da când? Teoretic trebuia să vină în noiembrie, nu știu ce au pățit, inițial să a zis că vine, apoi că nu mai vine, a fost o ușoară confuzie, n-am înțeles ce au pățit acolo. În principiu, din câte știu eu, la nivel comercial, de marketing și ce mai vreți voi, începutul de an e bun, e propice pentru lansări de gen. Netflix a venit în început de an, deci poate că o să vină și... Spotify. Parcă și Uber a venit nou în început de an, așa că în ianuarie, februarie, eventual cu vreo promoție de Valentine's Day sau mai știu eu ce, așteptați-vă să vină Spotify. Predicție proprie, dacă nu vine, nu dați cu roșii în mine. Și acum trecem la secțiunea diverse, care de fapt nu e diverse, e ceva diferit. La secțiunea diverse, în loc să vorbim despre filme, seriale, jocuri, mâncare, alte nebunii, o să vorbim despre predicții pentru anul 2018. Între timp, quick hint, a debutat Black Mirror sezonul 4, uitați vă acum. În fine, predicții 2018. Eu zic că AI-ul va trece la nivelul următor. Toate mai multe companii vor prezenta propriul sistem virtual și difuzoare smart. Și AI-ul va fi tot mai implicat în zona foto. Am văzut asta la uh, Google Pixel 2 XL și Pixel 2. Am văzut asta cu ajutorul procesorului de pe Huawei Mate 10 Pro, Kirin 970. AI-ul ar putea deveni și mai deștept să se implice mai mult în conversații prin mesagerii, prin Facebook Messenger și alte servicii de mesagerie, să ofere sugestii automate, precum fac acei boți de pe Skype și o să vedem tot mai multe evoluții, poate se va implica, eu știu, și în automatizarea terminalelor, la care s-a renunțat în ultima vreme. Era o perioadă când telefoanele oferă opțiuni să-ți au automatizeze anumite sarcini, precum știe că ajunge acasă, dezactivează Wi-Fi-ul sau îl pornește pe cel de acasă, scade luminositatea că e noapte și altele de gen. Imaginați-vă un sistem super deștept pe bază de AI care când ajunge acasă telefonul nu mai că face data asta, dar începe singur să pornească cafetiera, televizorul, să umble la termostat, să umble la boiler, să-ți caute dacă a apărut serialul favorit, să-l pregătească pe Netflix, toate acestea. Foarte posibil bula Bitcoin va exploda sau se va întâmpla o standardizare. Fie se vor băga băncile la mijloc, fie se vor înghiți între ele currency -urile. nu știu ce va se va întâmpla cu Bitcoin pentru că nu poate să meargă chiar așa la infinit să crească, să explodeze. Deocamdată e în scădere, să vedem, e perioada de vânzare, lumea vinde foarte mult Bitcoin de asta scade și automat va urma o perioadă de cumpărare Uh, dar cred că va mai scădea până să înceapă lumea să mai cumpere iar. Augmented Reality va trece la nivelul următor pe bază de Apple. Când a debutat la conferința Apple, a început să prezinte AR Kit, jocurile acelea cu Star Wars, cu alte nebunii, Lumea era încântată, dar de atunci n-am mai auzit nici plus, n-am auzit pe nimeni să zică, iată jocul AR care va schimba lumea, iată aplicația AR care va revoluționa medicina. Încă așteptăm să fie ceva cum a fost Pokémon Go. Pokémon Go a schimbat radical augmented reality. În 2017 n-am avut nimic care să schimbe radical augmented reality. Doar faza asta cu Apple, dar ca aplicație sau ca joc, nu pot să menționez nimic. Poate la anul face antic acel Harry Potter inspirat de Pokémon GO și se schimbă treaba. Deci, augmented reality, AI, Bitcoin până acum, predicțiile mele pentru 2018. Eu zic că s-ar putea trece la trenduri cu trei camere. Am tot văzut scăpările pentru Huawei P11 pe sau mă rog, P20, cum mi se zice mai nou. Trei camere. La un moment dat, două camere părea ridicol. Trei camere poate părea noua normă. Mă aștept că una să fie de cime, una să fie monocromă și una să fie RGB. Cam asta ar fi predicția mea. Și dacă o să facă Huawei asta și are succes, ghiște, o să-i copieze toată lumea. Microsoft ar putea reveni în business, să lanseze în sfârșit Surface Phone. Cred că aștept Surface Phone-ul ăsta de vreo 4 ani, poate chiar 5. Ar fi un telefon cu două ecrane, balama între ele, cu Andromeda OS eventual, care se face tabletă. Apoi o să vedem implementarea lui Fluent Design, Că o să se lase în urmă Metro UI în sfârșit și tot mai multe device-uri cu Windows on ARM o să devină un lucru obișnuit, să vedem laptopuri cu 20 de ore de baterie, cu procesor Snapdragon, apoi apropo de lucruri care au două ecrane și balama, Samsung Galaxy X știu, o să fie experimental, 100.000 de unități produse, toate în Corea de Sud. Dacă totuși cumva prinde la public, o să avem și un model mainstream, o să vedem multe modele dual display, mă aștept de la ZT, Lenovo, Oppo Vivo o să vină cu așa ceva, uh, se miște treaba, pentru că am văzut prea multe brevete, trebuie să explodeze și acest uh, segment. Telefonele au nevoie de un format nou. Ne-am cam plictisit de muchi curbate, 18 pe 9 și chiar nu mai e loc să mai lărgești muchile alea decât pentru încă un ecran. Sony ar putea în sfârșit să redevină relevantă, cu un design nou, adică deja s-au întrecut cu gluma la Omni Balance, cred că din 2011 încoace au cam același design pătrățos. Au rotunjit ei muchile puțin la Xperia XZ1, dar e nevoie de design nou. Probabil să treacă la ceva aici, do ai pe nouă, să mai schimbe niște materiale, eu mi-amintesc de Xperia acela... Uh, Z5 parcă sau cum îi zicea care avea culoarea aceea platium ca oglindă, mi s-a părut genial în fine Uh, posibil să apară și un anunț pentru PlayStation 5, pentru că nu poate să stea Sony un an sau un an jumate fără rival pentru Xbox One X. În fine vom vedea. În alte vești legate de alte segmente, posibil să vedem rachete SpaceX, adică sigur o să vedem Falcon Heavy decolând următoarea lună sau maxim două, apoi poate vedem și un zbor până pe lună, știu că a programat un zbor cu pasageri la modul turistic pe finalul de anul 2018, asta ar fi foarte tare, apoi alte proiecte ale lui Elon Musk, să interacțione Hyperloop, Boring Company, să vedem lumea călătorind la, nu știu, 400 de km la oră sau 300 de km la oră prin acele tuneluri subterane sub Los Angeles. De multă vreme nu au mai zis nimic despre self-driving, a trebuit să treacă șofatul autonom la nivelul următor, adică să fie capabil să ia decizii mai inteligente. Știu că este nivelul 1, 2, 3, 4 și 5, acum era la nivelul 2 sau 3, la nivelul 4 deja știți să facă sarcini mult mai complexe, poate să conducă distanțe foarte lungi, se rescurcă pe orice vreme, poate să facă viraje, depășiri și alte lucruri de gen. La nivelul 5 poți să lași singur zile întregi, călătorii complexe, schimbi și țara fără problemă. Cam asta a fost MobiCast 199 de final de an. MobiCast retrospectiv. Vă urăm un an nou fericit. Distracție plăcută notă de revelion. Nu dați pe tarde, Gândiți-vă la și la timpane și la ochi. Și um, cam asta a fost anul 2017. Cu bune, curele, cu, cu evoluție, cu tehnologie. La mulți ani. Ne auzim la MobiCast 200. La revedere!